Haide, bre, că ce fac acum? Ce ai Haide făcut să să veniți la ce a făcut băiatul ăsta, aceea. Ce ai făcut, mă? Poscas, ce e asta? Nu e poscas, e, Roscas. E cum ar veni proscas. Bre, dar de ce? De ce vorbești tu cu mine? Zic-ne ceva ce acolo. Ce să zic, mă, că nu știu eu cu astea. Știu că, ce să zic, bine, la revedere, aici, uite aici, așa? Te uiți, te uiți în ăsta, ca și cum acolo ar fi niște oameni mici. Așa. Da? Așa, ei. Nu văd nimic, dar păi, dacă uite zici asta tu de că aici, e om mic aici, acolo, așa. Și imaginează-ți că e măta acolo, fii atent. Așa. Și uite, acum măta pleacă în vacanță. Bă, te omor, te omor, mă, țigane, ce cauți ai? Te așteptai, mă, tâmpitule, vreodată să ajungi să-ți iau eu ție interviu? Me gustaría ser la directora. Dicemos de Hollywood. O actriz de la Hollywood. Actriz de Hollywood. Hollywood, mamă, ce este Hollywood? Și am făcut era pe malul lacului cu un foc de tabără, făcuse era un noaptea, lună plină, înțelegi? Și făceam, dădeam, spuneam niște vorbe acolo și dădeam pe apă niște chestii cu niște lumânări. Păi el, focul ăla ardea în spate. Măi, te luau fiore. Pe mine mă luau care făceam asta. Te duc la izvor? Du-mă la izvor. Vrea să mă omoare, vă zic eu. Vrea să mă omoare, Varlam. Până aici ce-a fost? Ți-aduce aminte când te-ai îmbătat cel mai tare? Ultima oară? Ultima oară sau așa în general? Hai să zicem ultima dată. De ce râzi, mă? Ce ai făcut? Și mă nimeream cu câte una care nici actriță, nici nimic, pac, limba în gura. Stai, bă, băiatule, stai, măi, domnișoară. Fiți atenți, aici ne facem, suntem la film, ne facem. Adică eu încercam să fiu serios, să fiu producător, să fac una alta și ei mă luau de stivă. Când am fost cea mai fericită, da. Cea mai fericită am fost când l-am văzut prima dată pe Tudor, pe Fimiu. Că eu nu l-am născut cu cezariana, știi? Și am dormit, normal. Și când m-am trezit cu gândul ăsta, copilul. Și na, l-am născut pe vremea lui Ceaușescu, 89, și eram singur acolo, m-am trezit singură cum ar veni, nu era nimeni lângă mine. Și m-am ridicat așa amețită, vai steaua mea, în fund așa m-a luat amețeala rău de tot și apoi am luat-o, am ieșit din, lângă ziduri așa, am ieșit din salonul la unde eram, la Craiova am născut și am avut în față un hol care mi s-a părut, domne, lung, care nu se mai tine, nu era așa de lung, știi? Dar starea în care eram și am zis, încolo trebuie să fie. Și atunci pe lângă pereți așa, ușor, îți dai seama totuși, am trezit în acea zi, adică pe seară, nu? Nu, am născut la 5 după amiază, deci m-am trezit pe noapte așa. Și am luat-o pe holul ăla, între timp a apărut o asistentă care a început să țipe și a zis, ce faceți, doamnă, vreți să cădeți pe aici, să vă vină? A zis, vreau să văd copilul. Și am intrat într-o încăpere unde erau toți copilașii mici, în pătuțuri, toți erau câte doi în pătuț, știi? Okay. Că erau foarte mici. Într-un singur pătuț era unul singur. Și am zis, cred că ăsta e. Și a zis, da, ăsta e, pentru că el s-a născut de 4 kg jumate okay. Și nu mai încăpea încă unul. Și atunci când l-am văzut, pe vremea aia erau îmbrobodiți așa, erau legați cocone așa, știi, cu căpuți, cu tot, cu ca niște sărmăluți așa. Și aveau, ăilalți aveau ictor, ăsta n-avea încă, a făcut și el după aia. Toți erau gălbejiți așa ca niște bătrâni, al meu era roz și foarte drăg. Nu, foarte drăguț nu era, adică m-am aplecat așa asupra pătuțului și am zis, Doamne, seamănă cu țucul și numai cu țucul, deci de cu bărbatul, cu ce am greșit, adică barba îi lipsea, în rest era țucul uleit, dar și când l-am luat în brațe a fost, cred că a fost cea mai fericită, cel mai fericit moment, că fericirea e pe momente, știi, ea nu e continuă. Ăla a fost, adică ceva din mine ieșise, dar era tot al meu. Nu știu cum să spun. Și când
ți-ai pregătit rolul ăsta de bețiv? Ți-ai luat vreun reper? Te-ai gândit da. Ce, la vreun actor, la vreun personaj? La vreun, m-am gândit, da. La cine te-ai gândit? Adică te-am vizualizat exact așa cum erai în toată splendoarea ta, când erai mic. Mic? Ce înseamnă mic? Că te... Bine. Mic. Acum 10 ani. Adică când... tu m-ai jucat pe mine mic? N-ai... Da, pe vremurile știi că toată lumea... trebuie să fii mare. Da. Ok. V-am zis că o ține cu jignirile, că l-am bătut la FIFA. Da. Da, ideea e, știi, că toată lumea zice Augustin, tu ești altfel, Lucian, e atât de cuminte. Da, asta o auzi de când erai mic. Da. Dar de ce nu spui tu oamenilor? Și nu-ți vine să vomiți când auzi chestia asta? Da, de ce nu le spui adevărul? Ce, că sunt o lepră? Că sunt o jigodie? Nu, că toată viața mi-ai făcut mie manevră și tot ce făceai tu rău cădea pe mine. Păi recunosc, da. Și eu mi le-am asumat, nu? Păi aveai de ales? N-aveai de ales. Dar exact. Să revenim la povestea cu bețivul. Da, cu bețivul, spune. Așa. Așa. Deci tu m-ai luat pe mine ca reper. Da. Sunt cel mai mișto bețiv pe care l-ai văzut vreodată. Nu, că faci urât tare la băutură. Adică mi-au cam păi de... Atunci, deci... povestim oameni. Poți să le povestesc? Poți să povestești absolut orice. Mai ții minte când am fost la Predea? La discotecă? Și ai găsit o domnișoară care erai bine dispus. Am zis te iau de lângă ea că mi se părea că era prea tânără și mi-ai spus Augustin, eu vorbesc cu ea, da, pictură. Așa mi-ai spus. Era artistă, adică tocmai de-ați găsisem. Și ai găsit o artistă încât când am ajuns acasă te-am închis în casă la Predeal și ai sărit pe geam și am ieșit cu mașina după tine și la ora 6 dimineața mergeai singur la vale de la 3 brazi încolo și când m-ai văzut te-ai ascuns ca și cum să nu te recunosc, mai știi? Da, mi-aduc aminte perfect da. Și știu cât am suferit după ființa aia. Da, ai suferit, da. Bine că ți-a trecut. Așa. Da. Deci mă întrebai ceva? Da, vreau să te întreb de chestia asta cu bețivul. Cum l-ai jucat tu pe bețiv? Adică tu ai luat... ți-ai imaginat că ești Lucian în momentele alea sau ce? Bă, sincer, nu, că deja am prins și un pic de experiență. Știam și eu cum e să joci beția. Da. Adică ce, cum adică ai prins experiența? Adică ai jucat-o de mai multe ori sau te-ai îmbătat de mai multe ori? M-am îmbătat de mai multe ori. Nu de foarte multe ori, nu ca tine. Campion mondial la capitolul ăsta în ceea ce mă privește, dar am experimentat și un puțin. Ok. Când te-ai îmbătat cel mai tare? Cel mai tare? Și ce ai făcut, bineînțeles, că asta am interesează. Dormit ca un câine pe jos. Am fost la mare, da. Am fost la mare și m-am întâlnit cu niște fete care lucrau la casino. Și na, ne cunoșteam din oraș și am băut șaturi cu ele, țin minte și acum. A fost la fratelii pe bar, a zis hai să mergem la bar la fratelii să bem și am băut patron cafe. Jamais entendu. Și am băut unul, am băut două și când l-am băut pe al treilea, zic băi fată, zic, mie băutura asta nu face nimic și următorul lucru m-am trezit într-o cameră de hotel, singur, pe jos și patul era nefăcut, adică n-am ajuns în pat, am adormit pe jos, dar nu mai știu prea mult. Deci asta te deranja că patul era nefăcut. Și nu, că patul era făcut. A, era făcut. M-a deranjat că era patul făcut și că n-am ajuns să mă culc în pat și m-a dormit deci pe jos. Deci te deranja faptul că era patul făcut și ai preferat să te culci pe jos. Pentru inimă de țigan ai dat probă? Oh, am dat probe... Păi cred că am început în martie și am terminat prin mai pe la sfârșit. Chiar mă disperase la un moment dat că tot dădeam probe și nu știu, mai ții minte că ne strânsesem vreo 6 inși așa pe personaj. Asta în timp ai fost și tu pe personajul meu. Nu știu că am dat probă cu tine, adică pentru Geana. Da, dar nu știa pe care îl pune pe un personaj sau pe altul. Eu n-am fost pe rolul tău, mă rog. Nici o secundă. Ok. Cert e că la un moment dat erau câțiva oameni pe personajul ăsta, pe codruz medalion. Adică ce vreau să scot în evidență este faptul că atunci când eu am ajuns la casting, se știa deja că tu vei fi medalion codruț Fieraru. Aha, aha. Era foarte clar. Deci la mine nu se știa încă dacă voi fi Gianni. Da, adică... vezi, înseamnă că avem paliere diferite pentru că eu... Am dat casting, cred că vreo 300 de fete. Okay. Și râdeau ea la un moment dat că
Să-mi scria tot așa, oricine, știi? Ceea ce a fost un lucru bun pentru că au găsit-o pe Andreea, știi? Care a fost foarte potrivită și ea lucra la bancă, adică nu era nici măcar actriță, știi? Eu măcar terminasem actoria, făcusem niște filme, mă rog, și pe cală, în rol principal, deci ziceai că m-ai chemat pentru că sunt actor, dar acolo au venit foarte mulți oameni și chiar, cum să spun, așa s-a întâmplat, adică toată lumea zicea, păi nu, că Andreea a luat, că avea pile cu Cabral, cu astea, păi, poveștile s-au întâmplat mult după. Da, cum a avut și fratele meu, Augustin, cu mine, da. Deci da, să spun. Deci n-am fost nicio pilă nicăieri, niciunde, dar s-au întâmplat niște lucruri distractive. Nu știu ce probe ai dat tu cu fetele, dar eu am dat probe cu orice fată care venea și vrea să joace în film. Și, bineînțeles, toate scenele erau... Doar în Buftea sau și... În Buftea, acolo. În Buftea, în căsuța aia. Eu mă gândeam că poate v-ați întâlnit și la un hotel să îi dați un anunț, ceva, domnul, dau probă pentru... Mai ales unul dintre ele nu trebuia să te întâlnești. Râdeau la un moment dat ăștia, colegii noi, după aia ne-au devenit colegii cameramanii, că mai venea câte o nebună de asta, care era clar că nu avea ce căuta acolo, știi, și ea era chitită să se sărute cu mine, știi. Și Iura le lăsa pe toate să dea probă și asta și deci la sfârșit, nu știu ce ziceam, te iubesc, să terminau, erau vreo două texte, știi, unul mai dur și unul cu iubire, știi? Și ăla cu iubire, ți-am zis, de vreo 300 de ori. Și mă nimeream cu câte una care nici actriță, nici nimic, pac, limba în gură. Stai, bă, băiatule, stai, măi, domnișoară. Fiți atenți, aici ne facem, suntem la film, ne facem. Deci să știți că nu e nimic adevărat, noi chiar ne facem acolo, de cele mai multe uneori. Da. Eu zic că de cele mai multe ori. Știi? Mă rog, depinde de cât de profesionist ești. Da. Da, exact. Să știți să... Eu așa zic că sunt profesionist. Pară doar că o vâri așa un pic și aici mă refer la limbă, nu mă refer la ceva. Da, știi. Și au fost multe faze distractive de la casting. Bine că m-a întrebat o domnișoară, chiar o cunoști tu, dar nu-i spun numele, ce auzi, dar tu ce cuvânt ai de spus aici în asta, cu atribuirea rolurilor, cu... Zic, n-am niciun cuvânt, eu sunt doar un actor. Dar cine, băiatul ăla? Iura. Băiatul ăla, zic, da. Bine. Da, sunt... Se puneau genul ăsta de întrebări, știi, de către... Eu am și eu colege, bineînțeles, foste colege, ale căror nume nu le voi divulga niciodată, exact. Care ba s-au combinat cu regizori, ba se dădeau bine pe lângă ei, ba dacă nu mergea cu un regizor, se combinau cu un actor, dar să fie cât mai aproape de fenomen. De Vezuviu. Exact. Bă, e doar de vremurile alea. Mie mi-este. Da? Mi-a plăcut foarte mult. Și faptul că un rol extins pe 2 ani, zi de zi aproape, mi-a plăcut. Adică una e la teatru, în 2 ore trebuie să comprim totul, să aibă și cap și coadă. Dom'le, aici aveai posibilitatea să te deschizi, să aibă personajul multe fațete. Asta mi-a plăcut. Mi-a plăcut filmul că era un film de conflict, avea conflict între noi și voi. Exact. Știi? Dar chiar mi-a plăcut. Și era ținea interesul, ținea lumea atentă la... Păi și acum asta ziceam, că sunt oameni care acum la 15 ani după ce s-a terminat nebunia aia de serial, mă rog, hai să zicem cele două seriale, că a fost Regina și Inima de Țigan, da. Lumea încă îmi scrie ce faci, Gianni, mai trăiești, Gianni, ce face Inima ta, ce face Gigi Dumbravă. Păi ce eu aici în cartier, că trăim în Mungoșoaia, sunt Nea Gigi, nu sunt alt nume, nu. Nea Gigi și copiii trec cu mașina, salut Nea Gigi! A fost întâmplări mari, un copil, un puișor așa, și-a zis, Nea Gigi, ia-mă la tine că nu mănânc mult. Tu auzi? M-a luat că e un băruleț și eu mai cumpăr pâine de acolo. Și erau doi băieți așa mai tuciuri și unul zice,
Nu, Gigi, ai ceva cu noi? Aveți ceva cu noi? Eu zic, băi, dacă mă enervez, îți rup mâna și te bat cu ea la fund. Nedevelopatule. Nedevelopatule. Dar ce aminte cum a fost aia? Aia mi-a venit pe loc. Serios? Da, că nu era în text. Ok. Păi și, și electricii ăștia, operatorii au oprit și-o dumneavoastră. Ce iasă dumneavoastră? Apucă râsul. Ce dă? Păi, ce căuți în fața casei mele? Bă, nedevelopatule. Ho, ho, Luciu. A crucit ce am zis. A fost frumos, a fost superb, asta am zis de foarte multe ori, inclusiv pe live-urile pe care le-am făcut pe YouTube, că a fost probabil cel mai frumos an petrecut de mine, cel puțin, în televiziune. Și de mine. Și eu am făcut multă televiziune, dar aici era o bucurie, domnule. Te duceai la filmare cu o mare, cu frison mă duceam. Și după aia veneam acasă, am avut niște scene. Sí, estoy en Televisa. Haciendo la telenovela Corazón Guerrero. Que vas a saber que Corazón Guerrero. Cuando tus fans en Rumanía te ven desde 9 en la tele. Las fans en Rumanía, las amo, las quiero, les mando saludos. Tengo muy lindos recuerdos contigo también, Lucián. Sí. Que trabajamos en una novela, cantamos juntos, bailamos juntos, festejamos mi cumpleaños. ¿Te acuerdas? Sí, sí, recuerdo. Son 15 años. ¡Wow! 15 años. ¡Oh, my God! Años este? Sí. 15 años. Muchos años. Mi hijo tiene 13 años. 13. Gabriel. Mi hijo. Gabriel. Sí, Gabriel de Jesús. Sí, sí, exactamente. Si hubiera una película sobre tu vida, ¿a quién te gustaría interpretar a Gabriela? ¿A mí? Sí. No, no me quiero interpretar a mí misma. Me gustaría ser la directora. Dicemos de Hollywood. O actriz de la Hollywood. Actriz de Hollywood. Hollywood, wow, qué chiste Hollywood. Ildico, dar să știi că de asta nici și nu-mi place să uit asta, e primul meu rol a fost Bianca din În Familie, la Prima TV, unde l-am cunoscut pe Iura. Okay. El a fost regizor și acolo și el m-a chemat la casting la Ildico. Mă rog, dădusem pentru personajul negativ din Numai Iubirea, ce a jucat Zvoranca. Iura fiind regizorul cu care am făcut toate telenovelele, da, care am jucat. Da, da, da. De asta zic că cumva se leagă și de asta știi că îmi place să spun, pentru că lucrurile la mine s-au legat în viața asta foarte frumos, știi? Adică întotdeauna am făcut lucruri și s-au legat așa. Adică că multă lume zice că la Numai Iubirea s-au dat nu știu câte mii de castinguri și s-a... Eu n-am dat, pentru că pe mine la un moment dat Iura a zis, bine, o să dai casting. Am dat, bun, n-am luat pentru ce dăduse în castingul, dar am luat Ildico cu care am avut foarte mare succes. Adică poate dacă luam ce juca Zvoranca, nu eram așa bună ca Zvoranca și poate n-aș fi avut așa succes și poate acolo s-a terminat toată cariera mea, știi? Dar cumva pentru că am avut-o pe Ildico și a fost mic și a fost bine ce a fost, știi? Și am lăsat-o pe Zvoranca să facă ce a făcut, că a făcut delir și a fost foarte bună. S-au legat lucrurile. După rolul ăla, deci tu ai crescut, da, așa, gradual. Mm-hmm. Ai jucat și alături de Papi. Vreau să te întreb, nu știu dacă ești dispusă să discuți despre subiectul ăsta sau nu. Da, n-am, adică am tot discutat. Și nu vreau să pun gaz pe foc, dar am văzut un articol. Aolo, care? Ăla în care spune el că din cauza, el a vrut să pună punct relației, pentru că era nefericit. Mm-hmm. Eu n-am văzut articolul ăsta. Nu? Cred că intenționat, nu cred că am citit vreodată ce a declarat el. Nu știu dacă mi-ar fi făcut rău la vremea aia, acum nu mai contează. Știi? Și cred că de asta m-am ferit. Dar e adevărat, așa, chiar așa. Adică am mai căutat să citesc și să aflu pe bună dreptate ce s-a întâmplat pe acolo. Eram curios ca toți cancaniști, știi că na, vrei să afli ce s-a întâmplat. Dar n-am reușit să aflu mai mult decât că el a declarat ce ți-am spus mai devreme. Cine? De unde a plecat toată
nebunia toată. Mai... Sau ce s-a întâmplat? Exact așa, exact așa. Într-o zi a venit omul acasă și a zis că nu mai este nefericit. Dar nu poate să vină de nicăieri toată povestea asta, adică trebuie să plece de undeva. Mă, un motiv, eu pot să-ți dau multe motive, dar eu îți spun că nu existau motivele clasice, adică cu certuri, cu scandaluri, cu asta. Da, pot să spun că, na, când vine copilul, bărbatul e mai neglijat și că, na, ca femeie vezi de casă, masă, copil și așa și nu mai e poate scânteia de la început. L-ai neglijat? Poți să-ți reproșezi chestia asta? Mă, da, pot să-mi reproșez atâta timp cât am, la un moment dat, chiar când, na, când a venit omul și a zis că e nefericit, îți dai seama că am zis, hai, okay, hai să facem ceva așa, ne-am dus la terapie de cuplu, dar nu mai era deschidere și din partea cealaltă, știi? Adică care, cumva nici din partea lui, mă refer, okay. Știi? Deci adică, a zis că e nefericit și gata. Da, și gata, da. E, asta e că cumva nici mi se dă șansa să... adică să mi se spună mai repede. Să sperăm că se oprește la granița cu Uniunea Europeană și cu NATO. Deci n-ai rude pe acolo sau de asta? Nu, n-am rude în Ucraina, dar numele de nici de parte de, acolo. De graniță, nu sunt rudele tale. Nu, păi povestea întâmplătoare, ca să facem și umor în podcastul ăsta. Păi, eu așa fac tot timpul, încerc ce puteți. Știi ce e? Povestea este că la mine, la bunicii mei în sat, de la bunicii mei din sat până peste graniță sunt vreo 20 ceva de kilometri. Și povestea este că un căruțaș, așa, s-a băut spirit medicinal, a dormit în căruță și calul a trecut granița, că nu mai e prut acolo, prutul voia sus așa. A trecut granița și s-a trezit în Ucraina. Gândește unul la mână, că nu e țară europeană să vii cu buletinul înapoi, trebuie să pașaport. Ăla care de la țară avea 4 clase și cu spirit macmur, când s-a trezit într-o țară în care vorbeau o altă limbă, bă, ce e aici? L-au ținut vreo 2 săptămâni că nu găseau nicio modalitate să-l aducă în țară înapoi. Cum naiba să-l aducă în țară când el nu avea în viața lui pașaport? Era într-o țară străină cu tot căruță, cu cal, cu număr. Că avea număr la căruță, că știi că de vreo câteva zeci, 15-20 de ani au și căruțele, număr de matriculare. Asta n-am știut. Au număr de matriculare ca să le identifice, că fac accidente și astea, inclusiv căruțele fac accidente. Ei, și ăla era acolo total. Total, da, total de încurcat. Și primarul satului de la noi, satul vecin de fapt, și cu primarul de acolo, au încercat 2 săptămâni să găsească un mijloc. Și a zis, până treci-mă înapoi, hai că nu mai constatăm nimic, adică să facem 7.000 de hârtii. Omul a stat, a văzut Ucraina 2 săptămâni, relaxat, frumos, de la spirit medicinal să trag toate. Băi, nu, că deci sunt aici eu numai ticăloși, poate mă explici tu până la urmă, că sunt un om bun. Dar ce frică, ce frică mi-era de tine. Doamne. La început, urmă ți-ai dat tot timpul când erai în personaj mi-era frică de tine. Aia e altceva. Ți iese foarte bine, adică... Da, îmi plac ticăloșii. Serios, îmi place să joc ticăloși. Îmi place să... pentru că ticăloșii au umor. Din păcate pentru alții umorul e prea negru, umorul ticălosului, pentru că Varlam ce era? Era pe undeva un ticălos. Avea dreptatea lui. Ca să faci un ticălos, să joci un ticălos, nu poți să angajezi un ticălos. Dacă ai un criminal, nu angajezi un criminal. Îl angajezi pe unul care are o părere despre criminal, despre ticălos. Și atunci trebuie să-i găsești, ca actor, dreptatea personajului. Și mie îmi place să găsesc, căutând greu de tot, căutând cu îndrăgire dreptatea ticălosului. Pentru că orice om care acționează într-un fel are dreptatea lui. Ești corect. De acord? Da, sunt foarte de acord. Cu cine stăteam de vorbă ultima dată? Acum, Moroșanu vorbeam despre, l-am întrebat dacă îi place vreun supererou. Și mi-a zis de, nu știu dacă ai văzut tu Avengers sau de ăștia, nu cred că te uiți tu la de astea, mă, în fine, era unul Thanos care... Da. Era unul Thanos care zicea că trebuie să omoare jumătate din omenire ca să țină un fel de soi de echilibru. Ca să nu... Dumnezeule, Doamne, dar asta este un discurs pe care îl au foarte mulți bogați ai lumii la ora actuală. Că trebuie micșorată populația Pământului pentru că ei nu mai au loc. Tu nebune. Deci asta este și întotdeauna în filme, o fi comandă, o fi ceva prevestitor, se comandă scenarii de așa natură, că întâlnești situații pe care vezi situații pe care le vei întâlni mai târziu.
Da, sunt deci o grămadă de COVID-ul de film. Am văzut ieri un film din 1942, un film german. Înțelegi, cu vaccin, populație, chestii de astea, numai că n-aveau echipamentul necesar, săraci, te buvnești și să steau câte o pungă de aia de gunoi transparentă, pe câte un sac transparent pe cap. Da, deci, păi ferească de... Sfântul să se întâmple cam ce își imagina de Spielberg și ceilalți, știi? Cu... Dacă ai vreo amintire care ți-a rămas așa undeva în adâncul sufletului, legat de filmări, legat de Inimă de Țigan? Băi, sunt multe, nu aș putea să numesc una singură, sunt foarte multe și toată perioada aia, adică a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă, din punctul meu de vedere și nu numai, cred lucrul ăsta, adică, ți-am zis, a fost o experiență, a fost o perioadă extrem de frumoasă și chiar eram o echipă foarte mișto, mi se pare, adică, dincolo de noi care eram, mă rog, actori, adică și colegii din spate care erau pe... Tu ai dat probă pentru rolul lui Elvis? Nu, am dat pentru... Protagonist, așa se dă în general, adică se dă pentru rolele principale de protagonist, acolo ne-am cunoscut în prima dată, ți-am zis, te-ai uitat așa la mine cu niște ochi din aia așa de vulturi, hei, m-am venit ăsta să îmi ia rolul ceva de genul ăsta, nu mai țin minte că am avut discuția asta după ce ne-am văzut după aia la filmări. Mi-ai zis tu la un moment dacă m-ai văzut atunci, că asta și era așa puțin că... Nu se întâmplă. Zim, te rog frumos. Așa a fost, adică am dat rol pentru Codrus, pentru Medalion. Așa, și eu îl jucam pe Gianni. Da, și rămăsesem noi, mă rog, trei. Era Denis, tu și eu și mai departe. Că oricum, în general, și pentru celelalte roluri, adică se dă casting pe niște rolurile principale, cum ar veni, și după aia se face distribuția, în fine. Și am dat toți trei pentru Codrus. Și atunci, Codrus, pentru... Nu te dusești pentru unul, te dusești pentru unul. Așa mi-a zis și Medalion. Așa mi-a zis și el, știu, dar eu nu mi-aduc aminte. La un moment dat ai dat și pentru Gianni sau nu știu, ați fi avut voi vreo scenă, tu cu el sau nu mai știu, dar pentru Codrus, pentru Medalion ai dat și tu. Și atunci ne-am văzut, că a fost chiar în primăvara lui 2007. Am uitat urât la tine. Glumesc acum, a fost așa o primire puțin. Da, era așa puțin că ai văzut concurența acolo probabil și ți-ai zis, băi, stai puțin, asta rolul este al meu, ia hai. Și așa a fost. Exact așa a fost. Nu. Așa că idee. Eu mi-am dorit... Dar nu, ți-amintești după aia când noi practic am format o echipă, adică eram noi trei, adică Gianni cu Steven și cu Elvis în șatră. Aia cu motoreta, ați trimite aia. Mai multe prostii și atunci la un moment dat... Cu degetelele. Ți-aduceai minte de momentul ăla când ne-am cunoscut la casting și așa mai departe? Că au fost mai multe zile în care am... Alzheimer-ul ăsta, firar mama lui Anevi de Alzheimer. Apropo de ce ziceați de mine, că am albit, că am... Exact. Dar vedeți că... Ești tu mai brunei ca mine, dar... Da, nu știu și aici. Dar... Și nu numai e în zona asta, deci mai... Da. Da, important e nu e ce ai pe casă, ci ce ai în casă. Exact. Da. Nu, dar revenind la întrebarea ta, ți-am zis, sunt foarte multe momente. Adică a fost o perioadă, din punctul meu de vedere, foarte, foarte frumoasă. Da. Cu ocazia asta trebuie să te întreb dacă ce se mai întâmplă cu mama Sulfina, mai trăiește mama Sulfina? Mama Sulfina. Dar trebuie să-i întrebăm pe scenariști. Mama Sulfina trăiește, ea așa, prin mine. Dar ca personaj sigur că nu. Îl legăm de momentul ăla, ne-am bucurat de el foarte tare și mai vreau să-ți mărturisesc ceva, de exemplu, puteam să joc eu cât Shakespeare, cât Caragiale, cât Cehov, cât am jucat la viața mea, domnule, lumea, tot mama Sulfina mă strigă. Păi el ai mainstream. Deci rămâi în memoria oamenilor, pentru că sigur că da, popularitatea care ți-o dă televiziunea nu ți-o poate da nici teatru și nici film. Și atunci faptul că a avut o audiență atât de mare și a avut un succes atât de mare serialul, automat mai toți am devenit extrem de cunoscuți. Și sigur că îmi face plăcere, nu se pune problema, că aoleu, vai de mine, dar strigă-mă pe numele meu adevărat. Deci foarte multe, dar cum vă cheamă doamnă? Nu contează, zic, ce își dați, încarci memorie. Eu am avut cu Strunile, spunea că el vrea să devine săracul producător, că vrea să facă filme și nu știu ce, și când se ducea la discuții, toată lumea lua de Stevenu. Da, acolo, într-adevăr, pot să înțeleg, dar în rest
majoritatea celor cu care am vorbit au zis, domne, da, mă bucur foarte mult, mi-a plăcut personajul și Florin Zanfirescu cu care ai jucat în Rici. Dar ce rol a făcut Florin? Al treilea? Da, și nu numai Florina, suntem colegi de teatru. În ce? Am fost, că suntem pensionari amândoi. Am jucat împreună în Richard al III-lea, un spectacol monumental, făcut de Mănuțiu, cu o distribuție extraordinară în care de acolo s-a deschis cariera al Marcel Iureș pentru Hollywood. Știu că eram în turneu în Anglia și sărim de la mama Sulfina la Anglia. Da, mai revenim la doamna Sulfina. Și la doamna. Și l-au văzut niște impresari de la Hollywood. Și i-au zis, nu vrei să faci film? Păi zice, dar eu nu știu engleză, care-i problema? Veți. Deci atât de, el nu știe boala. Eu mi-am dorit foarte tare să rămân însărcinată și am avut foarte multe probleme. Lumea, cei care mă urmăresc pe mine știu că am trecut prin multe și multe încercări și drame, pentru că e o dramă. Eu la un moment dat mi-am pus întrebarea, dacă eu nu voi putea rămâne însărcinată niciodată și nu voi putea face un copil, care e rostul meu în viață? Pentru că, ca și femeie, împlinirea supremă este să devii mamă. Și am zis, ok, bun, carieră, iubiți, soț, dar împlinirea mea de dorința de a ține copilul în brațe, bucuria, plăcerea, toate sentimentele care se trec prin tine odată când îți ții copilul în brațe, eu, dacă nu o trăiesc pe aia, care e rostul meu în viață? Adică era drama mea cea mai mare. Când sora mea a născut-o pe nepoata mea în 2012, m-am dus și am văzut-o, dar n-am putut să fiu foarte aproape de ea în perioada respectivă, tocmai pentru că aveam această frustrare pe care nu vroiam să-i o transmit ei, care își trăia acele momente foarte, foarte frumoase de fericire cu copilul în brațe. Și eram, poate greșit, dar un pic geloasă. Dar cum să spun geloasă? În sensul că nu că eram invidioasă că ea a putut și eu nu, ci geloasă pentru că aș fi vrut și eu să trăiesc ce trăia ea. Și cred că orice femeie, mai ales care ajunge la o maturitate a vârstei, care nu a făcut un copil la 20-25 până în 30 de ani, cred că la un moment dat își pune această întrebare, mai ales femeile care își doresc copii, pentru că cunosc și femei care nu vor copii. Și își pune această întrebare, ok, nu pot să fac copii, care e rostul meu în viață? Pentru că după ce l-am născut pe Carol, pentru mine s-au aliniat toate planetele, emoțional, știi? Și atunci, da, aia a fost cel mai fericit moment al meu când l-am auzit țipând prima oară. Și acum că ești... mi l-a adus aici și am zis, doamne, ce copil urât am făcut! Acum... L-am zis, e al meu, așa urât cum o fi, e al meu!